Pentru a veni în sprijinul tinerilor care au neglijat studiile liceale, Inspectoratul Școlar Județean pune și anul acesta la dispoziția doritorilor clase cu program seral. Mai multe colegii tehnice din Buzău plus Colegiul Agricol din Râmnicu-Sărat vor organiza astfel de cursuri. Înscrierile încep la sfârșitul lunii. Într-o primă etapă, candidații urmând a fi repartizați în funcție de calificativele obținute la evaluarea națională, tezele cu subiect unic sau examenul de capacitate. Candidații care nu au susținut aceste examene vor fi repartizați pe locurile rămase după mediile obținute în clasele 5-8. Pentru anul școlar 2012-2013 au fost propuse clase de învățământ seral la câteva dintre colegiile din județ, liceele tehnologice mai ales. Este vorba de Colegiul Tehnic, Colegiul Agricol din Buzău, Agricolul Râmnicu-Sărat, Liceul Meserii și Servicii din Buzău și, dacă nu mă înșel, Liceul Filipescu, Grupul Școlar Tehnologic Dimitrie Filipescu. Acestea au și pentru anii, clasele a 10, a 11, deja desfășoară cursuri. Din experiența anilor trecuți, reprezentanții Inspectoratului Școlar sunt pesimiști în ceea ce privește realizarea tuturor claselor propuse. Cauza ar fi oferta generoasă de la învățământul de zi. Pentru seral optează, în general, absolvenții de gimnaziu mai în vârstă care doresc să își completeze studiile sau tinerii care și-au neglijat pentru un timp studiile liceale. Nu pentru că nu optează pentru învățământul seral, pentru că e oferta foarte mare la învățământul de zi. Ați văzut câte locuri au rămas neocupate și atunci preferă să se ducă. Sunt rare cazurile în care optează pentru seral în condițiile în care se angajează sau sunt absolvenți mai înaintați în vârstă care doresc să-și completeze studiile liceale. Dosarul de înscriere pentru cursurile serale trebuie să conțină o cerere, certificatul de naștere, foaia matricolă a claselor gimnaziale și un certificat de promovare a examenului de capacitate sau a testelor naționale.